Ministerul Sănătății a alocat suma de peste 850.000 de euro pentru dotarea Spitalului Județean de Urgență cu aparatură medicală performantă. Achizițiile se fac în baza unei liste de priorități care a fost realizată de șefii de secție, iar aparatele urmează să fie aduse în trimestrul 4 al acestui an. În unitatea medicală va fi înlocuit aparatul de radioterapie cu o vechime de 40 de ani, va fi adus un colonoscop pentru medicina internă, aparatură de radiologie, trusă nouă de urologie joasă, trusă nouă de endoscopie și chirurgie. De asemenea, prins în proiectul mare, până la 31 decembrie va fi instalat și RMN-ul, iar cele 5 săli de operație vor fi date în folosință. Credem că până la sfârșitul anului va putea fi instalată și aparatura RMN și se va putea lucra pe unul din nivele, vor fi finalizate cele 5 săli de operație și vor beneficia atât cadrele medicale cât și pacienții de săli de operație la standarde europene, dotate cu aparatură europeană, astfel încât serviciile în sănătatea dâmbovițeană să crească sensibil. Ministerul Sănătății a mai alocat Consiliului Județean Dâmbovița încă 1,5 milioane de lei pentru efectuarea unor lucrări la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște. Lucrări de reabilitare interioară a saloanelor și refacerea instalației electrice care nu erau prinse în proiectul european.